Hai, vă salut! Iată-ne din nou cu Makita 5600 și cu Stihl MS290. Deci, vă arăt aici. E 290 pentru că aici eu am făcut cu markerul, nu se vede așa bine. E șters 290. Deci, drujba originală 100%, drujba care merge foarte bine, nu e necăjită. E din 2004, dar nu a fost stricată niciodată. Deci drujba folosită de un singur proprietar pentru lemnile lui. Avem lama de 45 de centimetri, un lanț RS de la Stihl, de alte. De 1.6. Povestea o știți, cum putem pune linia asta de tăiere pe Makita. Ați mai văzut clipuri la mine. Deci, luăm toată seria de la Stihl, semi-profesională, să vedem dacă contează acel Muffler Mode la o Makita 5600. Sau ce poate Makita 5600, că sunt multe variante, că n-ar fi bune și că nu se mai găsesc piese. Nu e adevărat. Piese se găsesc pe comandă, la orice oră mergi la magazin, faci comandă și într-o săptămână, două, ai toate piesele. Poate și mai repede. Ai zis că îi dăm drumul. MS290, 56 de centimetri cu 4,1 cai. Makita 5600, 55 de centimetri cub, 4,1 cai. Makita Muffler Mode, stilul stock, dar modelul mai vechi de tobă, nu e chiar așa restrictivă ca și cele din ziua de astăzi. Eu așa zic, apoi să vedem ce pot. Lanț destul de agresiv, lemn sănătos. Mutăm lama pe Makita. Deși nu-i pentru ea că e de 1.6 mm, dar hai să vedem. Ah!
destul de agresiv pe ele. Ați văzut, la 190 stoc și Makita 5600, făcut Makermod de mine. Lanț RS de 1.6. Deci, cum v-am spus, dacă dau de 1.390 la duc, fac versus 291 mai treabă. Deci toate modelele semi-pro de la Stihl. Hai, v-am salutat!